Activitățile de constituire a Parlamentului și a fracțiunilor parlamentare trebuie finalizate până cel târziu la data de 15 august 2021. După consultarea fracțiunilor parlamentare nou formate, președintele Republicii Moldova va desemna un candidat la funcția de prim-ministru. Candidatul desemnat va avea la dispoziție 15 zile pentru a prezenta programul de activitate și componența guvernului în fața deputaților din Parlament. Dacă majoritatea parlamentară, alcătuită cel puțin din 51 de deputați, acordă vot de încredere guvernului, atunci acesta este investit în funcție odată cu depunerea jurământului. Dacă guvernul nu obține votul de încredere a cel puțin 51 de deputați, atunci președintele Republicii Moldova trebuie să organizeze noi consultări cu fracțiunile parlamentare și să desemneze din nou un candidat la funcția de prim-ministru. O a doua încercare eșuată de a investi guvernul va conduce la declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Conform hotărârilor Curții Constituționale, în cazul în care este constituită o majoritate parlamentară absolută formalizată, ce își declară oficial suportul pentru un candidat la funcția de prim-ministru, președintele Republicii Moldova este obligat să desemneze candidatul înaintat de această majoritate. În cazul în care nu este constituită o majoritate parlamentară absolută formalizată, președintele Republicii Moldova este obligat ca după consultarea fracțiunilor parlamentare să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru, chiar dacă fracțiunile parlamentare nu sunt de acord cu propunerea sa. Așadar, în cazul unei majorități parlamentare formalizate, Republica Moldova va avea un nou guvern investit în funcție până cel târziu la sfârșitul lunii august.